Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit și în această seară la Sergiu Poliopol Show. Astăzi Parlamentul României, în ședința din plen de la ora 17, a votat instalarea în funcția unui băsis de frunte pe numele său MRU, Unguen zis, Răzvan Ungureanu, Mihai Răzvan Ungureanu, care a fost instalat șef la Serviciul Român de Informații Externe, la SIE. Deci, domnul Klaus Iohannis, președintele României, este consecvent cu sine însuși în ultimii ani de zile. A făcut fuziunea dintre vechiul PNL și PDL-ul acela șifonat foarte tare la imagine în urma guvernărilor dezastruoase pe care le-a asigurat prin prezența lui Emil Boc în fruntea guvernului și timp de 3 luni al lui MRU acesta unguent, așa cum ziceam. Deci, cum ne șade nouă românilor foarte bine, ne-am luat țara înapoi, adică îi punem pe aia care ne-au distrus. Vreau să vă spun că grecii rămân fermi pe poziție și nici astăzi nu s-a finalizat niciun fel de acord între guvernul Greciei și Troica Internațională, cea care conduce finanțele lumii. Așa că rămâne să așteptăm deznodământul de la referendumul pe care l-a promovat premierul Tsipras și vom vedea ce se întâmplă cu Grecia. Domnilor și domnilor, acum câteva zile am difuzat o emisiune pe care vroiam eu așa să o fac pentru locuitorii din Petrila. Și am spus că toată lumea care dorește să facă vreun comentariu în legătură cu realitățile petrilene o poate face sunând la telefoanele pe care colegul meu le-a afișat pe ecran. Poate le mai afișează și acum, 0254 544 100 și 0254 544 200. Și în seara aceasta, dacă doriți să sunați, puteți să o faceți. Dar astăzi seara am invitat pe un reprezentant de frunte al comunității din Petrila, și anume pe domnul părinte Dimitrie Jura, preotul paroh de la Jieț, parohia de la Jieț, căruia îi mulțumesc că a coborât de la munte și a venit în seara asta aici. Părinte, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Vreau să vă spun că atunci când ați făcut emisiunea aia, când am venit de la munte, am văzut scris pe ecran în direct. Vedeam o imagine, un preot cu mâinile ridicate și zic, domnule, în direct la Petrila m-am uitat, nu vedeam nicio biserică care să fie asemănătoare cu una din Petrila și am lăsat un pic șocat așa și am încercat să intru pe internet, să am și sonor acolo, dar n-am mai reușit în timp. Și deci am rămas așa cu o imagine tristă, pentru că deci nu știam ce era de fapt emisiunea și pe urmă am revăzut ceva pe internet din emisiune și mi-am dat seama că totul ce se face se face cu un scop bun, dar câteodată iasă și mai puțin bine. Deci este foarte greu în zilele care trăim să poți prin ceea ce faci să și ai succes în demersul tău. Și vă spun, deci eu sunt din ce în ce mai dezamăgit pentru că ceea ce a spus Octavian Paler se întâmplă, adică noi nu mai suntem un popor, suntem o masă de manevră pe care toți cei care se ridică și zic că sunt potentații zilor doar distrug. Deci ceea ce s-a arătat dumneavoastră acolo sunt niște realități crunte pe care nu le putem depăși. Eu sunt atât de dezamăgit pentru că nu găsim soluția. Deci tot încerc să găsesc ceva. Da, scuzați-mă că vă întrerup, uitați, astea sunt imagini. Da. Asta le-am văzut eu atunci când am coborât de la munte și am rămas șocat. Deci ca să clarificăm lucrurile, sunt imagini de la o biserică din Moldova, din Republica Moldova, unde un părinte
exorcizează un enoriaș prin călărirea enoriașului. Și la un moment dat enoriașul nu mai poate și se pune pe burtă. Și deci, am zis așa. Da, spuneți. Preotul ăla reprezintă, să zicem, conspirația mondială care vrea să distrugă România. Perfect. Și românul este cel care e în patru labe și până la urmă, datorită greutății preotului, nu mai are putere și cade pe burtă. Nu, deci asta este tristețea tristeților. Deci, am făcut o paralelă între acele imagini și situația noastră a românilor. Bun, deci eu când am văzut acea imagine, vă spun, când am deschis televizorul, de pe canalul care am mutat pe 67, că asta este la mine, și am rămas uimit. Deci ce se întâmplă acolo? Și am văzut Petrila în direct, m-am șocat. Zic, domnule, la biserica nu există în Petrila. Și deci... Exact, deci cam asta reprezintă imaginea aia. Deci poporul român călărit, deci nu de preoți, că preoții mai călărește. A fost de fapt o figură de stil. Da, deci este ceva extraordinar. Deci, domnul Poliopă, deci tristețea deja începe să meargă foarte departe, pentru că deci noi ca popor, cum zicea Octavian Paler, ne desfințăm. Deci ne desfințăm cu pași destul de rapizi. Deci atât de repede merge această desfințare încât este foarte greu să mai găsești soluții. Deci eu mă gândesc doar la mine, în zona mea, unde trăiesc eu, pentru că acolo este cel mai palpabil pentru mine să văd ceea ce se întâmplă cu oamenii. Deci oamenii nu mai au nicio... deci nu mai au nimic pentru care se lupte. Deci, li se dă totul de-a gata, totul, li se pune pe tavă și ei nu mai au pentru ce tragă. Deci, exact cum spunea oia când era FNI-ul ăla, cea, popor, dormiți, că noi lucrăm pentru voi. Deci, asta se întâmplă la Petrila. Deci, lucrează alții pentru popor. Deci, oamenii sunt debusolați, nu mai știu ce să facă, nu știu, deci eu le tot spun la slujbă și peste tot. Oameni buni, treziți-vă! Treziți-vă, pentru că dacă nu ne trezim la timp, totul se desfințează. Deci ne-au furat tot. Deci v-am mai spus aici în emisiune, domnule. Deci în 1989 oamenii au murit pentru ceva. Pentru că spitalele nu mai erau cum trebuie, pentru că școala nu mai era cum trebuie, pentru că satele erau demolate. Ei, asta se întâmplă acum fără nicio problemă. Nimeni nu-i mai stopează. V-am spus problema cu Ceaușescu, cu Carter, când ne-a spus, domnule, nu mai frâneți mai trebuie. Deci, la noi nu mai sunt frâne. Deci, nu știu cum se poate, deci nu știu cum se poate ca un popor care avea un pic de structură în el să fie atât de gol acum. Deci este gol. Nu mai are nimic. Deci absolut nimic. Atât de ușor este manipulat, eu mă îngrozesc. Deci v-am spus și repet. Deci după război în România s-au construit mii de școli sau zeci de mii de școli. Acum se închid cu zecile de mii. Pentru că cineva trebuie să aibă mașini, să ducă copiii la Petroșani, să ducă copiii la Lonia, cineva trebuie să manipuleze absolut tot. Deci este foarte trist. Deci nu știu ce se va întâmpla, dar acum ce am văzut în ultimul timp la noi, în zonă, deci cred că se pune cum îi spunea, la cireașa pe colivă sau nu știu ce naibă. Deci poporul se distruge. Deci nu mai are nimic comun cu ceea ce este... Stai-mă să vă spun ceva. Deci am văzut o emisiune, așa, când cobor, mă uit la televizor, deci se spune așa, luptați pentru tradițiile voastre, faceți nu știu... Și pe noi ne demolează, domnule. Deci ne demolează niște oameni aleși. Și că sunt aleși. Când sunt aleși să te demoleze... Deci îi alegi pe oameni să te demoleze, este ceva foarte trist. Deci eu nu știu ce se va întâmpla, dar în scurt timp, vă spun, deci în scurt timp oamenii ăștia nu vor mai putea suferi. Deci nu vor mai putea suferi pentru că este foarte grav. Deci vezi tineri,
Deci, la noi, și mulțumesc la Dumnezeu pentru asta, deci sunt încă tineri care, acum, deci, terminarea anului școlar, deci, cei care trec dintre 8-a între a 9-a, deja avem o fetiță de la Jeț care a terminat școala generală cu 9,86, a intrat la liceu cu 9 și ceva, la teoretic, este o bucurie. Deci nu știu toate rezultatele din sat, dar sunt copii extraordinari. Deci sunt copii care termină liceu, pleacă la facultate și nu se mai întorc în zonă. Aici este tristețea. Când a spus Băsescu, zice, asta ar vrea să plecați. Deci eu sunt foarte trist. Deci sunt foarte trist pentru că copiii noștri nu se mai întorc. Deci avem studenți la medicină. Păi sunteți... În IT. Ați spus doar despre Băsescu, dar recent fost ministru al transporturilor. Că a spus. Poate? Ziceați că Băsescu a spus că poate să plece... Da, el. Așa. Și eu vă completam zicerea... Deci asta n-am auzit-o. Cu altul n-am auzit. Nu l-ați auzit pe domnul Ioan Rus? Nu l-am auzit. Că oamenii care... Din fericire n-am auzit. Oamenii care lucrează în străinătate au în țară copii de RBD-i, golani și femeile curve. Așa s-a exprimat în direct. Domn părinte, un ministru. Și eu spun public chestia asta. Deci eu spun public și am spus-o și o repet. În România, cel mai bine o dau acum hoții și curvele. Deci asta este o realitate. Deci nu trebuie să ne ascundem. Deci este o realitate. Deci gândiți-vă la lumea asta care a ajuns în 2015 după atâta istorie, așa, cei mai bine o duc ei. Deci nu mai sunt exemple de urmat decât ăștia. Deci hoții și curvele. Deci copiii nu mai au niciun reper. Deci când îi văd pe toți hoții și pe toți evazioniștii, că o duc foarte bine. Deci am văzut la Brașov un sas care a plecat din România, deci el a zis că nu a vrut să plece. A venit în România, zice, mie nu mi-a plăcut școala niciodată. Nu mi-a plăcut absolut nimic. Și acum este unul dintre cei mai bogați oameni din Brașov. Cinste lui, treaba lui. Pentru că trăiește epoca asta, care nu contează valorile, contează tupeul și așa. Domnul Poleopol, este foarte bine să ai tot felul de chestii. Ce... Și-a cumpărat 20 de mașini. Super, domnule! De ce se facă cu 20 de mașini? Asta mă gândesc și eu, domnule. Deci, deci cu cât ai mintea mai jos, cu atât ai casa mai mare. Pentru că trebuie să o întreții, trebuie să faci. Deci eu mă uit la Buckingham, acolo unde trăiește Regina Angliei, domnule. Deci curtea este toată iarbă și sunt două linii pe care merge mașina, domnule. Aia este piatră. Dar în rest totul este iarbă. Și noi ne betonăm și creierul, domnule. Deci ne betonăm și asta este tristețea. Deci, la noi, în Jieț și în Valea Jiului, deci am aici în față, scrie aici, Valea Jiului, vatră de istorie. Deci, Valea Jiului, vatră de istorie. Care vatră de istorie, domnule? Cu cine istorie? Cu cine? Luați-i de la Uricani, pe cei care conduc destinele, până la Petrila. Vedeți, cu cine faci vatră de istorie aici, domnule? Am auzit o chestie acum de la cineva, că au fost... un simpoziu, așa zice, cu probleme de turism la Cabana Rusu. Ce turism? Când tu îți distrugi tot. Deci distrugi tot. Câmpul Uneag, care este vatră de istorie, cu Uricaniu, cu tot acolo. Varză. Deci zona noastră. Deci forturi dacice, cast roman, Comărnicel, popi. Și tu distrugi tot, betonezi tot. Dacă mergeți în Popi acum, deci se numește Pârâul Popilor. Acum îl betonează. Deci m-am crucit. Deci m-am crucit când am ajuns acolo și am văzut. Se betonează un pârâu care, deci pârâul ăsta e așa din castrul roman. Deci este o nebunie și nimeni nu-i oprește. Există în Valea Jiului aici, pe la institut, un profesor de istorie baron. Când tatăl meu trăia, acest profesor de istorie era toată ziua pe la noi. N-am auzit de el nimic absolut. Deci, în Petrila, se distruge tot ce se numește istorie. Și acest profesor, nu știu unde mai este, dacă mai există. Acum, cum se moare, mai știe Dumnezeu dacă mai trăiește. Deci, venea toată ziua acolo pe la tata și acum nu l-am mai văzut. Pentru că, probabil, sunt interese. Deci, cât au avut interese să scrie niște chestii, a fost acolo. Pe urmă a dispărut.
Dom'le, sunt lucruri, deci l-am auzit și i-am auzit pe toți edilii, vrem turism. Păi la ce se aduce? Să le vadă șanțurile, domnule, și betoanele? Cine bine pentru asta? Deci, castrul roman la popi, și am aici articole, deci Valea Jiului în timpul marilor regi daci, și am aici Valea Jiului în epoca medie. Deci scrie clar ce s-a găsit la pop și ce este la pop și vine așa și betonează tot. Păi unde sunt, deci tot au de profesor universitar, de specialiști în Valea Jiului, unde sunt ăștia, domnule? V-am spus despre ăștia cu mediul. Să vină să ne omoare, domnule. Că noi suntem ăia care ne luptăm împotriva lor să să nu câștige ei bani. Dar să vină să ne demonstreze că ei au dreptate. Și acest baron, domnule, îl rog frumos, dacă are telefon, să mă contacteze acum în direct. Deci aici, uitați, deci, e o efigie romană găsită la Jieț și nimeni nimic. Deci fac eoliene, fac microhidrocentrale, distrug tot Jiețul, fac poduri, betoane. Și la ce se aducă pe administrația petrui, publică locală, nu e care treabă. Locală, domnule? Deci, nu știu, există cine... administrație la... Nu, domnule, v-am spus aici, în direct, să vină din Valea Jiului un consilier, unul, din toată Valea Jiului, un consilier să spună, domn părinte, ești un cretin. Să-mi spună în față, domnule, ești un cretin pentru că n-ai dreptate, că noi suntem oameni care luptăm pentru Valea Jiului. Ce se luptă pentru Valea Jiului? Să asfalteze, să betoneze, păi, da, să facă... V-a spus cineva că ce mergeți dumneavoastră la... Da, la Poliopul. Ce mergă la Poliopul ăla? Domnule, deci este o voce. Poliopul încă este o voce. Dar de ce supărați așa pe mine? Că... Păi nu știu de ce supărați, asta e treaba lor. Deci... și pe mine credeți că nu mă înjură, dar mă întâlnesc cu oamenii prin piață și spun, domnule, durează foarte puțin emisiunea aia că n-aveți timp să spuneți tot. Păi nici n-ai timp. La câte porcării se întâmplă în Valea Jiului, n-ai timp. Astă seară vă las pe dumneavoastră să vorbiți. Păi nu trebuie să mă lăsați pe mine, domnul Poliopă. Deci n-ai timp la câte porcării se întâmplă în Valea Jiului. Deci vă spun, acum în munte, dintre turiștii români care au niște mizerii. Deci le spun în față la turiștii români, sunteți niște mizerii și au venit câțiva unguri. Deci un grup de tineri unguri și patru mai în vârstă. Deci oameni adevărați, domnule, turiști adevărați. Cu cine vor să facă ăștia turismul? Cu cine? Dar care deci, e diferența stați mai să vă spun. Turistul român și turistul străin? Turistul român este un tip care vine... Și eu m-am îmbătat în viața mea de 1000 de ori. Sau de mai mult. Dar n-am lăsat în urma mea mizerie, domnule. I-am spus și la Marchi și ăsta în față, care betonează tot ce poate în fața lui. I-am spus, domnule, beția trece, dar da. Prostia niciodată. Domnule. Deci acești oameni nenorociți, deci poporul ăsta, sau nu știu cum să mai zic la români, deci masa asta de manevră trebuie să se trezească odată, domnule. Dar cum deci, să uitați, facem să se trezească? Aici e o problemă ce pe care... Ce să facem, domnule? Să o punem la lucru. Haideți să vă spun ceva. Deci eu sunt foarte zeramat. Eu vreau numai ca să fac o mică paranteză să vă spun un lucru și vă rog să-l comentați. Este situația complexului energetic unde doar astăzi m-am întâlnit când veneam din oraș acolo cu cineva și l-am întrebat așa, domnule, nu vă supărați, am o întrebare. Când se va relua furnizarea de apă caldă în Valea Jiului? Și aici era un domn cu o funcție foarte importantă în administrație. Și îmi spune, domn Poliopo, sincer, habar n-am. Vă spun eu. Mă înțelegeți? Vă spun eu, deci toate sunt interese. Deci în Jieț funcționează, nu știu câte sute de becuri, de așa, aiurea. Deci aiurea. Și de ce? Pentru că, deci, gândiți-vă dumneavoastră, pe prima, înainte de 1989, deci erau atâtea mine, erau atâtea fabrici, erau atâtea consumatori de energie. Cum le zicea? Energofagi, sau nu știu cum n-ai le zicea la ăștia. Acum nu mai sunt. Dar noi producem tot aceeași energie, nu? Mai puțină. Da. Nu mai puțină, dar au mai făcut ăștia microhidrocentrale. Pe Taia funcționează una, face curent de... Deci, luminează Petrila de Trăznește. Deci, a pus o țeavă, domnul Poliopol, deci bagă 5 râuri taia, nu unul, acolo. Deci, sunt niște scopuri atât de mărșave, domnule. Eu am spus atât, am avut un prieten actor la Petroșani, acum în Belgia, am spus, bă, Valentin, dacă aș avea 1 milion de euro, ce aveai, ți-aș da ție, mă, să terminată cu prostia. Deci, așa și la ăștia, le-aș da bani numai să plece. Să plece să nu mai distrugă, domnule. Deci, dacă mergeți și vedeți pe râul popilor, câteva izvoare, le betonează ăștia, domnule, și nimeni nu se opune. Nimeni. Sunt câțiva intelectuali și pe Valea Popului acolo, unui profesor universitar, unul fost director de mină, și a zis, băi,
vă lăsați la un nimeni drum să vă distrugă satul? Dar întrebare scurtă. Care e explicația că betonează aceste puraie? Dom'le, se face beton undeva. Deci francezii trebuie să facă bani pe cimentul României, nu? Deci gândiți-vă. Deci este un sat, se numește Dobrești acolo. Un sătuc, un cătun. Deci l-a asfaltat primăria pe tine de vreo 3 ori. E praf și acum. Deci îl asfaltează, nu-l interesează pe nimeni nimic, domnule. Fondul european, ce, noi trebuie să cheltuim banii. Și zicea Marschi și către mine. Cea, eu dau de mâncare la oameni. Cum dai tu de mâncare la oameni când tu furi banii României și le dai și la amărâții ăștia câte ceva și zice, eu dau de mâncare la oameni. Parcă el e cantina nu știu care. Deci domnul Poliopă, primăria Petrina a primit $1,000,000. În 2000. €1,000,000 ori băgat într-un alt șanț. Acum sunt 43 de milioane de lei băgați într-un proiect, dacă l-ați vedea, dacă l-a urmărit cineva acest proiect, deci în Cascatorii Râsului. Deci bagă asfalt pe unde merge și pe unde nu merge. Și nimeni nu urmărește acest lucru. Să vedeți ce asfalt, ce mixură bagă. Deci noi avem cai pe acolo cu potcoave. Deci nu pot să coboare o mică pantă pe ăsta. Și nimeni nu interesează. V-am mai spus la aici mențiune că a venit unul de pe care superviza lucrările, l-au momit și pa, a plecat. Deci totul este un dezastru. Nimeni nu-i urmărește. Deci eu m-am tot gândit, domnule, există în Petroșan parchet. Sau cum îi zice la asta, că nici nu mă interesează. Procuratură. Dom'le, nimic n-am auzit de când trăiesc eu aici, în Valea Jiului, dom'le, să fi luat pe un boschetar ceva, ăștia. Am avut cu ieșit unul la pensie și era praful, nu știu în ce jurnal din Valea Jiului, era praful pe dosarul lui de 2 cm. Păi nu se poate așa ceva. Pentru ce îi plătim? Deci câte poliții sunt în Valea Jiului? O grămadă, nimeni nimic. Scrie pe toate gardurile în jeț, nu lăsați vitele libere, animalele. Toate sunt de-a palma pe drum. Păi nu se poate așa ceva, domnule. Ori facem treabă, ori ne vedem de treabă. Deci așa ceva, deci eu m-am tot gândit, domnule, ce se întâmplă aici? Că aici trebuie să fie ceva, cum zice, ceva putred în Danemarca. Deci trebuie să fie ceva putred. Deci să-ți faci atât de cap într-o zonă. Deci l-a luat pe scripcarul ăsta pentru devalizarea CET Brașov. Nu. Deci nu abuz în serviciu. A fost și el pe lângă abuzul ăla în serviciu. Dar eu vă spun, la noi, la Petrila, deci să dai teren privat la o firmă să-și facă o afacere acolo este varză. Și nimeni nimic. Acolo absolut nimic. Deci am avut o chestie ca asta, a fost chiar că de Cascadorii Râsului, că nu știu ce dosare penale au fost trimise de parchet la Poliția Petrila să le studieze. Asta chiar de Cascadorii Râsului. Deci eu făceam demersuri cu mediu și trimiteau tot la ei ca să vină să nu știu ce. Deci a venit unul de la ANRE, cred că spune așa, cu resursele minerale. Tot felul de găselnițe din astea. Și zice, domnule, nu se poate, că n-am văzut nimic. Ei nu văd nimic. Vine unul de la Apele Române Craiova și zice, domnule, nu, n-am văzut. Deci ei nu văd absolut nimic. Deci aici, în Valea Jiului, deci aici este sediu unde are sistemul hidrotehnic Petroșan, așa se numește, și lângă sistemul hidrotehnic este drum în râu și se exploatează pietriș de acolo. Păi deci, poate au autorizație, au ceva avizie. Dar bineînțeles, iau tot ce le trebuie. Tot ce le trebuie. Deci este penibil. Deci am găsit pe internet un articol unde scrie așa, că doamna Varga, ministru mediului, a fost la Cluj și șeful altei instituții spunea, de azi înainte punem cântar la balastiere. Nu o să mai iasă din balastiere nici o mașină ca să nu fie cântărit pietrișul. Ei, bun. Și în același timp, la Jieț, treceau două mașini, una de 40 de tone și una de 16 tone, pe pod, și înainte era semnul care scria interzis mai mult de 12 tone. Și ce am făcut tipii? Când eu am făcut sesizarea prin presă, au tăiat semnul. Dar nici de cum n-au interzis trecerea. Deci, nu știi ce. Deci, oricum, Octavian Paleru a avut dreptate. Poporul român, deci nu mai este popor.
este o masă de manevră și este tagma jefuitorilor, deci este o clică de nesimțiți, care deci n-au nici școală, n-au nici bun simț, n-au nici demnitate, n-au absolut nimic. Deci când se întâmplă ceva, au menisc, au gută, li se întâmplă ceva și se duc, se internează. Am auzit de o poezie scrisă, că n-am citit-o, când am ajuns, de cineva de la noi, care spunea, n-am furat, zic, dom'le, n-or furat de încolo, că n-or putut să fure cât pot să ducă. Și atunci am făcut eu așa în mintea mea o chestie, zic, știți că este un proverb, ce nu-i da omului să ducă cât poate. Și am spus așa, nu-i da omului să fure cât poate duce sau să ducă cât poate fura. Deci, este ceva trist. Dom'le, toți greșim. Deci nu zic eu că sunt cel mai bun sau cel mai extraordinar. Dar trebuie găsit o soluție, domnule, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Am o grămadă de nepoți. Ce pot să le las? Ce pot să le las, domnule? Deci au trecut câteva avioane, ați auzit? Niște miguri pe aici, prin zona. Nu, erau niște F-16. Nu știu ce au trecut. Deci da. În jeți a fost panică. Deci au trecut unul, zice că au făcut niște tumbe pe acolo și nu, panică. Au fost niște avioane din NATO care sunt staționate la baza aeriană militară de la Luna. Eu eram la biserică, am zis că sunt astea meteorologice. Și mi-au spus oamenii, ce domnule, au trecut trei avioane pe aici și nu știu ce. Și oamenii, ce domnule, ne-am speriat că începe războiul. Deci noi ne aducem războiul la noi acasă. Deci, vedeți situația din Grecia, domnule. Deci un popor care și-a clădit o viață frumoasă. Și acum au venit băieții deștepți care au spus, nu, domnule, voi beți apă de la robinet, voi luați gaz de la noi, voi luați aia de la noi. Deci așa o să facă cu poporul român. Deci am auzit acum și cea mai tare chestie, că vor să bage apă potabilă, deci conductă în Molibiș. Deci Molibișul este un cătun din satul meu. Super! Deci un cătun cu niște oameni grozavi acolo și vor să ducă apă acolo, vor să facă un bazin și super! Să ducă apă acolo, că așa trebuie. Deci trebuie omul să se ducă să cumpere apă de la magazin. Pentru că, deci am spus dată la o nepoată de-a mea, urcam la munte, că zic, să nu bei apă de acolo, că n-are clor. Ce n-are? Nu. Deci să nu bei de acolo. Deci asta se întâmplă cu noi. Deci ne distrug tot. Deci ne distrug tot și ne pun să plătim tot. Deci, bun, dar nimeni nu se întreabă, domnule, bun, ne distrug tot, noi nu mai putem produce, noi nu mai avem venituri, de unde vom plăti? Dar de ce să produci? Păi de unde vom plăti? Nu trebuie să plătești. Pentru că și acum când am venit la televiziune înainte de emisiune și astăzi toată ziua și în fiecare zi, de ani de zile, vedem o grămadă de oameni pe la containerele astea care sunt creștiate. Da, deci când veneam, da. Ați văzut? Da. Este extraordinar. Deci pentru asta au murit tineria la București. Și peste și tot în țară. Pe nimeni. Să meargă și la containere. Și haideți să, până la pauză, să vă povestesc o fază pe care mi-a rămas întipărită în minte. Acum 15 ani am fost în Statele Unite, 14, și am fost la Berkeley, în California, la Universitatea din Berkeley, lângă San Francisco. Și acolo am vizitat un radio de stânga, cum ar veni, care susținuse pe vremuri mișcarea hippie, mișcarea protestatarilor împotriva războiului din Vietnam. Deci erau cam de stânga toți cei de acolo. Și deci pe tot teritoriul Statelor Unite eu nu am văzut niciun cerșetor. Și acolo era un tip cu barbă foarte impunător, așa, într-un cărucior. Și avea pe lângă căruciorul respectiv tot felul de pancarte. Și sus, deasupra, scria: statul ar putea avea grijă de mine, dar eu am ales ca să trăiesc așa. Deci asta a fost opțiunea lui. N-am văzut cerșetor, n-am văzut nimic. Și am mai văzut în New York, pe Broadway, cum să ajutați cei săraci. Deci era o masă foarte mare, de vreo 5 metri, așa, cu trei tinere foarte drăguțe, cred că erau ceva studente, și le dădea fiecăruia câte un pachet. Și oamenii știau, veneau, dar erau foarte bine îmbrăcați, deci nu-i puteai deosebi la prima vedere de trecători. Dar ei aveau nevoie și ei mâncau în fiecare zi de acolo. De ce românii, cei din Valea Jiului, trebuie să ajungă să
caută în fiecare zi pe la container. Este... Și sunt din ce în ce mai mulți aceștia. Este foarte simplu de răspuns. Pentru că deci, cei care conduc au nevoie de ei. Deci ei sunt cei 50% plus 1 din primul tur care îi pun în funcție pe ei. Deci ei au nevoie de ei. Deci v-am spus tot aici în emisiune pentru faptul că ajutoare sociale sunt atât de multe, este un scop. Deci toate ajutoarele sociale care se dau de primării se întorc în evaziunea fiscală. Și toți, deci toți edilii, niciunul, deci fără așa, au în spate magazine, au afaceri și acolo se duc banii ăștia. Deci ce se întâmplă? Omul ăla sărac se duce și se scrie pe caiet. Se scrie pe caiet acolo și când își ia dreptul ăla așa, care îl dau cu marea lor mărinimie edilii, se întoarce în evaziunea fiscală la ei. Și ăla nu poate fi contabilizat. Pentru că pentru ăla nu se dă bon. Deci au încercat ăștia, asta găselnița asta cu bonurile, dar nu se îngrămădesc românii. Se duc, dacă îi câștig, deci dacă câștigi ceva fără să muncești, acolo sunt românii. Deci s-au învățat așa. Deci Petre Roman, acest băiat deștept, a făcut praf toate economiile pensionarilor și numai ale lor. Deci eu am avut ocazia să discut cu finanțiști, că spuneam așa, domnule, cei mai fraieri din lume sunt pensionarii. Că ei adună, ei sunt calculați, ei sunt... Ei își plătesc facturile, facturile, totul, și pe urmă statul, când se gândește el că nu mai are bani, îi rade încă o dată. Și uitați așa, încet. Haideți să facem o pauză de publicitate și revenim după aceea și vă povestesc. Bun, și vreau să vă citesc pe urmă un articol, da, de aici. Da, foarte bine. Publicitate. Puii de o zi, la fel de pufoși, acum mai avantajoși. Am redus prețurile. Puii de o zi, furaje, hrană pentru câini și pisici. În toate cele 250 de magazine Agroland din țară. Jiul Exchange SRL vă oferă cel mai mic comision din Valea Jiului de doar 0,25%. Totodată beneficiați de un bonus de 10 zile cu comision zero. Doar la noi găsiți seriozitate și servicii de calitate. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Ala Z, Petroșan lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul Exchange SRL. Diferența se vede în buzunarul tău. Hotel Belvedere Amfiteatru, perla litoralului românesc, te așteaptă la mare cu pachete de 5 nopți, începând de la 270 de lei de persoană, sau de 3 nopți, începând de la 172 de lei de persoană. Cazarea se face în camere de 2 stele sau 2 stele plus. Copiii au gratuitate în limita ofertei disponibile. Se acordă discounturi considerabile la plata sejurului în avans. Hotelurile sunt situate pe plajă, poziționate în buza mării, ceea ce face din Belvedere Amfiteatru complexul hotelier cu cea mai bună poziționare de pe litoralul românesc. La Belvedere Amfiteatru te așteptăm și cu restaurant terasă, cu peste 400 de locuri cu vedere completă la mare. De asemenea, ai acces gratuit la piscina hotelului pe toată durata sejurului, internet wireless gratuit, acces gratuit la sala de fitness, locuri de joacă pentru copii, room service gratuit până la ora 24. Rezervă-ți acum un loc la Hotel Belvedere Amfiteatru pe e-mail rezervarea@belvederelitoral.ro sau la telefon 0746 450 726.
SECE Max Asalt SRL angajează muncitori necalificați, muncitori calificați finisor, zidar tencuitor și alte categorii de muncitori în construcții. Experiența constituie un avantaj. CV-urile se depun până la data de 5 iunie la sediul firmei din Petrila, strada Republicii, numărul 27A. Relații puteți obține la numărul de telefon 0723 291 495. Societate comercială, oferim spre închiriere spațiu comercial situat în Vulcan, zona giratoriu primărie, din termopan, suprafață totală 12 metri pătrați, branșat la utilități, posibilitate extindere la 20 de metri pătrați în următoarele condiții: chirie 200 de euro plus TVA pe lună plus taxe în valoare de 762 de lei pe an, perioada minimă de închiriere 12 luni, spațiul este ocupabil imediat, se percepe în avans chiria pentru lunile contractuale 10, 11 și 12. Solicităm și oferim seriozitate. Spațiul comercial se află într-o zonă cu vad comercial foarte bun și a funcționat mult timp în domeniul panificației. Mai multe relații puteți obține la numărul de telefon 0773 349 513. Ofertă educațională a Școlii Gimnaziale Igeduca Petroșani pentru anul școlar 2015-2016. Două clase a 5-a intensive engleză, pentru care înscrierile au loc în perioada 11-22 mai. Studierea limbii germane, grădiniță și clasele pregătitoare. Pentru înscrierea la grădiniță vă așteptăm în perioadele 11 mai, 12 iunie și 22 iunie, 31 iulie. Înscrierile vor avea loc la Secretariatul Școlii cu sediul în strada Șteo Iosif, numărul 4. Informații suplimentare puteți afla de pe site-ul școlii igeducapetroșani.ro și la numărul de telefon 0254 542 342. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te! www.apepăduri.gov.ro. Domnilor și domnilor, revenim în partea a doua a acestei seri cu părintele Dimitrie Jura. Părinte, aș vrea să vă povestesc ceva. Rău. O cunoștință de-a mea a avut o problemă cu mama, cunoștințe respective, și ea a fost diagnosticată cu demență senilă și Alzheimer. Și Alzheimer și micro comoții cerebrale în timp acumulate. Boala s-a agravat foarte rapid așa și a fost internată la neurologie aici la spitalul de urgență, i s-au dat toate actele necesare. Deci când a fost externată, nu mai putea să se miște, nu mai putea să se ridice din pat, trebuia să fie spălată, trebuia să îi se pună Pampers și așa mai departe. Cunoștința asta a mea, după ce a discutat cu medicii, cu medicul de familie, a aplicat pentru un ajutor social. Între timp, din păcate, mama cunoștinței a decedat, dar dosarul respectiv a mers mai departe. Și ulterior,
a fost sunat de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, nu știu ce, de aici, de pe lângă primăria Petroșani, și s-a spus așa că i s-a aprobat dosarul de handicap gradul 3. Deci vă dați seama, deci o persoană care nu se mișcă, care nu poate să facă nimic, să-i dai grad 3 de handicap, păi s-a handicapat aia de la Comisia de Handicap, de la Hunedoara. Și n-ai cum să spui, n-ai cum să te plângi, n-ai ce face. Situația a fost de așa natură că între timp mama cunoștinței mele a decedat și n-a mai avut nevoie de, acel handicap. Dar sistemul acesta, cum funcționează, părinte? Este simplu, domnul Păleu. Deci este un dezastru. Deci este un dezastru. Deci noi ne civilizăm, dar cultura este în urmă total. Deci și dacă eu în emisiunile pe care le realizez fac asemenea dezvăluiri, asemenea realități pe care le spun clar și cu subiect și cu predicat, deranjează pe foarte multă lume astfel încât să spună ce te dă la ăla. Bun, deci ați văzut pe și v-am spus, deci când merge acolo ministru, depune jurământul acolo, depune jurământul. Deci își bat joc de Biblie, domnule. Deci când se duce acolo ministrul și depune jurământul, își bate joc de Biblie. Nu ia deci, mâna foc. Eu vă spun, deci dă-l încolo, că așa să mă ierte Dumnezeu, vâlcov ăsta, domnule, că e tot în cap. Deci se duce, depune jurământul pe Biblie și peste o lună de zile e găsit corupt până în mădul oaselor. Încă nu e găsit, e presupus găsit. Dar găsit. Nu-i găsit. Ceva. E presupus de lucru. Dar nu vă gândiți că și manipularea asta la care asistăm de dimineață până seara, nu-i cu manipulare. Spălarea creierului, părinte, toți românii se uită la emisiunile alea de ochiate, cu... Bun. Așa, toți românii, în loc să se preocupe de soarta lor, se preocupă de ce mai face, nu știu. Domnul care vedetă. Domnul spală creierul la cine pot. Dar nu pot să spală, din păcate, spele la toți. Spală creierul la foarte multă lume. Da, dar nu la toți. La majoritate. Dar nu la toți. Deci, vă ați auzit pe cineva din Valea Jiului care să se revolte datorită faptului că mineritul e în faliment? Dar nici nu mă aștept, că-i cunosc. Alin Bena, un ziarist din Deva, astăzi a publicat un articol care până la urmă vine și îmi confirmă mie afirmațiile de ani de zile. De ani de zile spun despre faliment și despre dezastru și Alin Bena în articolul respectiv spune așa: 1,5 miliarde de euro gaură la CNH. Cât ar trebui să ramburseze Grecia astăzi? Aia zero. Deci, când a fost explozia de la Petrila, am fost și eu ca preot, la o înmormântare la un, dumneavoastră să-l ierte, un miner, care s-a săvârșit și dacă o explozia. Și am spus public, nu există om din Valea Jiului care, nu toți, care să fie pe lângă minerit, să nu fi luat un cui de la minerit. Deci mineritul a înghițit, deci când bați ceva în mină, ăla s-a dus. Deci au putut să se fure aici angro. Păi de-aia, deci când am auzit chestia 17.000 de miliarde, deci 17.000 de miliarde avea gaură neagră mineritul. Deci și acum... Aia e vechea gaură. Păi vechea, aia. S-a iertat de atunci. Vorbim de asta nouă, de astăzi. Da. Deci când auzi de chestia asta... Deci toți am luat de la minerit, domnule. O scândură, un cui, o sârmă, mai știu eu ce am luat. Dar chestia asta, deci aprozarul ăsta mare al mineritului s-a întâmplat. Dar, deci eu n-am nicio nădejde că cineva va veni și va spune, domnule, stop, vom face... Deci, m-am spus, cu betonatul ăsta al pârului popilului. Deci, pui ciment acolo, pa! Cine știe cât ai pus și cum ai pus? Deci, se decontează niște bani. Nu mi-a spus și v-am întrebat. Nu, dar acum, deci o să revin. Nu mi-a spus despre... Da, o să revin. Deci, deci, despre MRU. Nu vreți să vorbesc. Nu, dar nu numai despre MRU. Deci vreau să revin la problema cu handicapul. Vreau să-mi citiți handicapul. Articol. Și cu handicapul prima dată, da. Deci cu handicapul. Deci cine sunt cei care evaluează? Deci, niște handicapați, după părerea mea. Nu, handicapați. Niște doctori, o comisie de medici. Nu e adevărat. Dar cine? Sunt niște reguli acolo care se execută. Deci
Nu știu, păi dacă persoana respectivă, acea comisie, nici măcar nu s-a deplasat să o evalueze. Păi, bineînțeles, dar deci ce vă spun? Deci nu s-a deplasat. Deci acest evaluator, deci vă spun că eu am avut parte de o evaluare acum într-un proces. Și a venit evaluatorul și cel care a cerut evaluarea, când a venit evaluatorul, când a văzut, a spus, să trăiești șeful. Asta este. Deci cine? Deci ei au treburile lor acolo. Știu ce au de făcut, cât trebuie să facă și fac asta. Deci și cu corigenții la școală și cu chestiile astea. Deci învățământul, deci învățământul este o tristețe a existenței noastre. Deci să toți profesorii din Valea Jiului să se uite la mine și să spună, da, domnule, ești cel mai mare prost că noi ne facem datoria. Știu că vă faceți, dar vă faceți cu capul plecat. Faceți-o cu capul sus, domnilor profesori. Pentru că dacă faceți așa, scoateți copii cum trebuie. Dacă o faceți cu capul în pământ, jalea va fi nu numai de Valea Jiului, ci și de toată România. Deci sunt copii foarte buni. Dar dacă profesorii trebuie să... Deci, tot auziți toată ziua, cred că și dumneavoastră, de meritocrație. Unde este meritocrație? Deci când nu se face nimic normal. Apropo de învățământ. Lume anormală. La proba de limba și literatura română scris la bacalaureat, au fost prinși 74 de elevi care au încercat să copieze. Asta este. Deci, vă spun eu, deci, v-am spus de tipul ăla de la Brașov. Școală zero. Iau spune, zice, păi ce bă, eu am fost șofer și acum cel mai bogat din Valea, eu am fost tafist și cel mai bogat din Valea Jiului. Eu am fost electrician și cel mai bogat din Valea Jiului. Ce-mi trebuie mie școală? Ce să facă copiii ăștia, domnule? Deci îi vezi că se adună și dau din cap la un concert. Și asta este. Deci festivalul Berii, zilele orașului, dar nu, deci acum am văzut că prin Delta... Medea vulcăneană. Da, o scâns copiii gunoaie prin Delta, zice, domnule, n-am crezut că sunt atâtea gunoaie. Păi bineînțeles, că de unde să crezi? Când vezi ce se întâmplă în asta. Deci o cutie de pate are, scrie acolo, 50 de grame sau așa. O duce omul plină în munte și după ce mânca pate o aruncă. Deci... Vă dați seama, cât care înapoi? 10 grame. Dar dacă în capul lui nu există nimic, absolut nimic, deci de unde să o duc înapoi? Și o duc fraierii. Deci cât ori mai exista fraieri pe pământ, o să facă chestia asta. Și vreau să vă citesc... Vă rog. Măcar unul dintre articole. Vă rog. Deci... Da, domnilor, să precizați și... Domnilor, da, spectatori, da, nu. Deci înainte Steagul Roșu, așa, din duminică 3 iunie 1984. Vă rog. Acum. Valea Jiului în timpul marilor regi daci. Când ziarul nostru a inaugurat suita de articole sub genericul Valea Jiului Vatră de Istorie, mulți cititori de istorie, mulți cititori și-au exprimat nedumerirea unde vatră de istorie în Valea Jiului. Și încă vatră de istorie antică. Pentru a spulbera această nedumerire, prezentăm cititorilor material documentar, de data aceasta material arheologic de istorie antică. În Valea Jiului s-au făcut multe descoperiri monetare antice, din care numai 9 sunt păstrate și publicate într-o lucrare editată la Muzeul Mineretului din Petroșani. Ați auzit de muzeul ăsta din Petroșani? Vag, așa. Deci, dați, în 1984. Deci, 9 la Muzeul din Petroșani, în 1972. Lucrarea aceasta prezintă într-o ținută științifică și editorială, demnă de toată admirația, cele 9 descoperiri monetare în tezaure de istorie izolate. Numărul monedelor depășește 635 din aur, argint și bronz. Localitățile în care au fost găsite, în Petroșan 3 tezaure, Pasul Vulcan 2, Peștera Bolii 2, Lonea Taia 1, Jeț Pop 1. Data emisiei monedelor între secolul 3 înaintea erei noastre și 4 era noastră. Recomandăm lucrarea amintită cu mare căldură. O legendă auzită din gura unor ciobani bătrâni de la Ostână, din munții Parâng, au descoperit urmele unor forturi dacice. Aceste cetăți ale uriașilor, cum le spuneau cei care povesteau, făceau legătura între poalele masivului Parâng și coasta Petrilei, cetatea Bolii, făcând parte din marele sistem de apărare a cetății de scaun Sarmise de Tuza Regia, care se întinde până la cetatea Costești din munții Orăștiei. Forturile erau înșirate pe terasa stânga Jiețului,
pe mai mulți kilometri. Până acum nu au fost cunoscute de istorici. A fost un sistem de proporții mari, gândindu-ne la mijloacele tehnice ale timpului. După aprecierea noastră, piatra zidurilor depășea cu mult 70.000 de metri cubi de piatră de granit, culeasă și transportată din Albia Râului și din stânci. Ani de zile au transportat autocamioanele din aceste diduri piatră pentru construcții și a mai rămas încă din belșug. Alături de forturi sunt vizibile numeroase gropi conice, multe dintre ele se mai păstrează astăzi, ceea ce denotă că erau folosite pentru păstrarea cerealelor și alimentelor de bază. Acestea erau cunoscute ca Granaria la romani. Am numărat, spune autorul, peste 1200 de gropi. Se mai păstrează canale de aducere a apei pentru forturi. Unele erau pietruite și au fost demolate de către localnici. Iazurile, și aici este mai important, deci iazurile bine păstrate, la capătul cărora, conform tradiției locale, erau mori pentru măcina cereale. În incinta unui fort s-au găsit osemințe umane. Între altele, un maxilar inferior care păstra o dantură perfectă a unui luptător tânăr. Alături s-au găsit un solz de bronz, care este aici așa, cu figuri umplute cu email alb și albastru. Acest solz, în imagine care este aici în ziar, făcea parte, fără îndoială, din armura unui ofițer din cavaleria romană. În dosul forturilor s-au păstrat din loc în loc galerii adânci de legătură, care pe vremuri poate au fost folosite ca ieșiri de urgență. Urmele unui castru roman a fost nivelat de localnici și redat agriculturii. Cu toate acestea se poate reconstrui și se cu oarecare aproximație. Toate acestea s-au descoperit întâmplător fără nicio cercetare organizată. Cu acest material arheologic, privind numai Antichitatea Jiană, credem că am fi îndreptățiți a numi Valea Jiului Batre de Istorie. Deci sunt aici toate arheologii. Stai să vă spun. Deci uitați-vă, deci, noi vrem turism în Valea Jiului și betonăm istoria. Bun, deci așa ceva nu se poate. Aceste lucruri despre România se cunosc și în ultima vreme pe internet, în afară de site-ul de socializare, sunt și niște articole foarte interesante care ne arată, de fapt, adevărata istoria României și a românilor și a celor care au locuit aici. Credeți că există... Scuzați-mă să pun formulez întrebarea. Aștept. Credeți că există o conspirație mondială care dorește ca să distrugă această istorie și ca românii să rămână în patru labe? Nu e așa, deci nu vine nimeni, domnule, să ne distrugă, ne distrugem noi. Deci gândiți-vă, domnule, deci la Petrila, tu distrugi istoria fără nicio chestie. Da, sunt anumite cozi de topor care sunt uneltele. Nu anumite cozi de topor, sunt toți cozi de topor. Deci nu este anumiți scos de topor. Deci, am spus, domnule, mai întreb încă o dată, consilierii, să vină să mă înjure în față, domnule. Deci ăștia se duc acolo pentru 4 milioane de lei și pentru toate afacerile care le au. Nimic pentru comunitate. Deci n-au făcut nimic. Deci la Petrila s-au vândut terenuri, s-au dat terenuri, s-au făcut toate. Asta face consiliul. Deci consiliul n-a făcut nimic pentru localitate. Deci să vină să-mi spună, domnule, dați-mă în judecată, vă spun acum public, dați-mă în judecată și băgați-mă în pușcărie, că cred că vă voi simți mai bine acolo la Beciul Domnesc decât cu voi, care distrugeți Petrila non-stop. Deci acești oameni, deci trimiși acolo, de 50 plus 1 ăia cu... Adică non-stop, adică veșnic. Veșnic, da. Deci distrug Petrila în fiecare zi, fără... Nici o chestie. Iau 4 milioane pe numărul câte au de acolo. Dom'le, dacă aș avea bani, aș dau eu numai să plecați de acolo. Deci eu pot să trăiesc fără... Deci cum să plece ăștia, cine credeți că vine? Să nu vină nimeni, domnule. Poporul se descurcă fără ei. Fără ei. Deci ăștia sunt o găselniță. Deci statul este o găselniță. Ca să țină acești oameni pe acolo. Deci ați citit, cred, Caragiale, nu? I-ați văzut conțopiștii ăștia cu coatele duble, care stau acolo și se gândesc, domnule, ce taxe să le mai pune la fraiere ăștia, domnule? Ce să mai găsim să-i terminăm? Părinte, mai asta avem fac. Un minut și în minutul asta acesta fac. Aș dori să trageți o concluzie în legătură cu tot ce ați spus dumneavoastră astă seară aici la emisiune.
Eu trag o concluzie de pesimism, așa. De, și eu. Și nu vedeți totuși, nu vedem nicio luminiță niciunde. Ba da. Deci este o lumină speranța superbă. Noastră? Deci este o lumină superbă. Deci vin din nou alegeri. Dom'le, deci toți locuitorii Băiejului au văzut pe ăștia care i-au condus. Ascultați-mă un pic, vin alegerile. Da. Domnule părinte, scuzați-mă, dar vă spun, toată lumea și-a pus speranțe în alegerile prezidențiale, că pleacă Băsescu după 10 ani. Și a venit Klaus Iohannis, care a avut tupeul nemărginit ca să îl numească pe MRU, despre care nu vreți să vorbiți în seara asta. Ba, spun, pentru că în fruntea SIE. Deci, după ce l-au desfințat, deci această clică care conduce România de 25 ani este o clică. Și v-am spus, deci securitatea este în SRI acum. Deci când eu am scos la iveală jaful de pe jieț, a venit o SRI-stă la mine acasă și a spus, doamne, du-te la hoți, de ce vii la mine? De ce nu te duci la hoți? Și de ce vrei? Care a fost scopul? Nu știu. Deci a venit, am venit cu niște dedesubturi de m-am prins foarte repede, pentru că v-am spus, am făcut armata la arme întrunite. M-am prins foarte repede că e o găselniță și a venit acolo. A spus, tot domnule, la hoții ăștia. Da, exact ce v-a spus. Bună ziua, bună ziua. Domnule, ca tatăl dumneavoastră, eu am crezut că e una de la cultură, de la Deva. Și când încolo mi-a dat seama imediat că de la securitate, de la SRI, că acum e SRI. Dar ce vroia? Ce voia? Să vadă cine e tâmpitul care are un pic de curaj să le spună la hoții ăștia, la derbedei ăștia care distrug tot ce este în jurul lor. Așa. Deci, gândiți-vă numai așa, domnul Poliopă. Deci, este proiectul ăsta mare din Petrila. Deci, se spune așa, am văzut o chestie foarte interesantă acum, ce mândră corabia, vrednic cârpaciu. Deci, a început proiectul de la tunel. Și acum e o aberație, o caracatiță prin toată Petrila și ăla, deci de la tunel deja e praf drumul. Tot e crăpat, e varză. Deci proiectul ăsta mare se referă la drumurile din Petrila, ca să știe. Da, burelile alea din Petrila, că astea nu sunt drumuri, domnule. Nu sunt drumuri. Deci să vă uitați la ciment, cimentul este praf deja. Despre MRU, despre MRU. Așa. Este clic. Deci chestiile astea sunt clare. Deci scopul este clar și se vede de la distanță. Îmi pare foarte rău. Deci îmi pare foarte rău că deci, se vorbește de, că trecem de la statul islamic. Deci sunt câțiva arabi care distrug câteva continente, domnule. Dar de ce? Pentru că nemții le dau arme, francezii le dau arme, englezii le dau arme, noi le dăm arme, rușii le dau arme, iranienii le dau arme, coreenii le dau arme și noi ne mirăm de ce. Bun, deci, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că MRU este mereu. Astă seara aici... Îmi pare foarte rău, deci mi-ar place, domnul Poliopăr, să vină și ei, edilii, odată, să stăm toți la masă, domnule, unde vor ei. Nu vine nici. La festivalul Berii, la o bere, cum stătea Elena Udrea cu Băsescu, stăm la o bere, domnule, să discutăm. Ce să facă, domnule, cu valajiurile astea, când ei o demolează? Bun. Ei. Bună seara, domnilor și domnilor. Da. Vă promit, părinte, că următoarea emisiune vorbim cu băieții de la Tehnic. Să facem o oră și jumătate sau două? Nu? Credeți că ar fi bine două ore? Da, deci aveam aici, uitați aici, deci avem în Petrila, a pictat cel mai mare pictor din 1989, Eugen Gâscă, și avem aici o carte a unui om foarte simplu ca om, dar de o finețe superbă. Și ce scrie aici? Vă rog să citiți dumneavoastră pe cartea aia. Locurile noastre sfinte. Da. Deci sunt lucruri care, deci între betoniadă și cultură este o mare diferență. Și știți care e diferența între cultură și civilizație? Vreau să vă spun. Deci mi-a spus o profesorul meu de istoria Bisericii Universale, ce cultura, nu, civilizația este să ai tacâmuri și cultura să știi să le folosești. Deci noi avem civilizație, dar avem cultură. Asta e baiul. Bun. Doamnelor și domnilor, ne vedem mâine seara începând cu ora 21, când prezent aici pe scaunul acela unde stă părintele Dimitrie Jura, se va afla președintele sindicatului Muntele, domnul Petre Nica, cel care ne va spune despre viitorul eventual al mineritului ăsta care este în faliment astăzi. Tuturor cele bune!